Record de deșeuri vegetale adunate în acest an la curățenie de primăvară la Lugoj. În urma acțiunii s-au colectat 620 metri cub de deșeuri vegetale pe parcursul lunilor martie-aprilie. Volumul cel mai mare s-a colectat de pe străzile Bocșei, Făgetului, Paul Chinezu, Tapiei, Libertății, Caraiman, Trandafirilor și Jabărului. Datorită cererii mari din partea cetățenilor, programul de colectare a fost prelungit. La finalul perioadei inițiale fusese ridicați peste 550 metri cub de crengi și deșeuri vegetale.